Schimbăm registrul. Astăzi se împlinesc 75 de ani de la semnarea tratatului care a pus bazele Alianței Militare Nord-Atlantice, adică NATO. Erau 12 state fondatoare, iar astăzi alianța cuprinde 32 de țări care au pus la punct un sistem comun de apărare împotriva unui atac provenit din exterior. Aniversarea NATO vine într-un context de tulburări internaționale, războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, dar și revigorarea terorismului. În plus, în această perioadă, NATO este în căutarea unui nou secretar general și analize. Sub Subiectul împreună cu jurnalistul Euronews, Cătălin Lența. Bine te-am găsit. Iată găsit. un moment important pentru Alianța Nord-Atlantică. Da, dar un moment uh, critic aș putea spune, pentru că să ne amintim de la ce a plecat constituirea NATO, de la încercarea de a găsi un răspuns adecvat, dacă e nevoie militar, la amenințările externe. Și atunci ne amintim că după al doilea război mondial, Statele Unite erau deja uh, inamice, adică mai puțin prietene cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Și a apărut această alianță pentru a contracara eventuale acțiuni militare ale URSS-ului, uh, fostul URSS, în Europa. Unde suntem astăzi? Din păcate, cam în aceeași situație, o încercare de a contracara agresivitatea Rusiei în Europa. Și această agresivitate am văzut-o încă din 2014, când Rusia a anexat absolut ilegal Crimea și au trecut 10 ani de atunci. Am văzut-o în 2022, în februarie, când a invadat Ucraina și a cucerit. Uh, o suprafață destul de importantă, cam așa, se parte din teritoriul Ucrainei. O vedem în fiecare zi prin declarațiile extrem de belicoase și revanșarde ale Rusiei la adresa Poloniei, a Statelor Baltice, a României, Bulgariei, mai puțin a Ungariei, care își păstrează bune relații hmm. în continuare cu, cu Moscova. Dar suntem, din păcate, într-o situație. Spuneam, extrem de tensionată, care nu ne aduce liniște. Știm că avem această umbrelă defensivă, inclusiv deasupra României. Nici nu are rost să calculăm ce ar fi însemnat ca România să nu fie să nu în aibă. spațiul nord-atlantic, în acest spațiu comun de apărare. Dar uh, suntem îngrijorați. Am sporit cu toții în Europa cheltuielile pentru apărare. Există această țintă de 2% din produsul intern brut care trebuie atinsă. Să spunem că la nivel mondial, cheltuielile militare ale NATO sunt 70% din valoarea totală. Cheltuielilor e pentru armata apărare. Da, în toată lumea. 70% reprezintă ponderea cheltuielor statelor din NATO. E adevărat, în NATO sunt armate extrem de puternice, armata Statelor Unite, da, ei cheltuie sume impresionante, Turcia cu armate foarte dezvoltate. Absolut deloc surprinzător s-a ridicat foarte mult Polonia, care a investit miliarde și miliarde de euro în ultimii ani în achiziții militare și în formarea trupelor. Ești de acord, că... Și... iartă-mă că te -am da, Ești nu. de acord, Cătălin, cu afirmația lui Jens Stoltenberg de astăzi? Uh, Alianța Nord Atlantică este mai puternică și mai unită ca niciodată, pentru că tocmai vorbeai de investiții și de cheltuieli și de cât alocă statele membre. Unu, nu mi-aș permite să-l contrazic pe Jens Stoltenberg, pentru că vede mai bine lucrurile, e secretarul general, e șeful non-militar al acestei alianțe și are toate datele la dispoziție. Da, suntem într-o situație, hai să spunem, oarecum fericită, dar, din păcate, alianța militară nu are un standard și vedem acest lucru atunci când apare nevoia de a furniza muniție Ucrainei, da? Celebrele proiectile de 155 de milimetri, ei bine, Uniunea Europeană, NATO, partenerii occidentale Ucrainei nu reușesc să găsească destul astfel de ucrain, de obuze pentru că uh, fiecare armată folosește ceea ce a produs în țara respectivă. Acum se trece la o standardizare, uh, numai că vedem un lucru. Uh, poziția republicanilor. În Statele Unite ale Americii influențează nefericit NATO și obligă Europa să gândească un plan de sprijin suplimentar al Ucrainei. În acest timp, însă, până se vor debloca eventual cele 60 de miliarde în Congresul American, miliarde de dolari, vedem acest plan al NATO de 100 de miliarde pe următorii 5 ani pentru Ucraina, dar nimeni nu crede că acești bani vin așa. Nu? Acești bani trebuie găsiți, trebuie planificați și trebuie trimiși într-o formă sau alta în Ucraina. Nu neapărat lichidități, nu va merge nimeni cu valiza de bani la Kiev. Ce vor fi armament, înzestrare, muniție, pregătire logistică, pregătirea militarilor, sunt foarte multe lucruri de care Ucraina are nevoie. În același timp și Uniunea Europeană încearcă să se organizeze pentru că, să ne amintim, nu cu mult timp în urmă a apărea declarația lui Donald Trump, fost președinte american și candidat prezidențial în această toamnă care spunea că am gata cu American NATO. Între timp, acesta a revenit. Să sperăm însă în bunele intenții ale tuturor și că NATO își îndeplinește rolul de umbrelă protectoare.